Iarna s-a instalat cu drepturi depline în județul Dâmbovița, astfel că autoritățile au fost nevoite să mobilizeze utilaje și echipaje care să dezăpezească arterele de circulație. Instituția prefectului Dâmbovița ne informează asupra măsurilor adoptate impuse de vremea din ultimele zile. SCLDP Dâmbovița informează că în perioada 3-5 ianuarie s-a acționat pe drumurile județene cu un număr de 97 de utilaje și un număr de 170 de persoane și s-au folosit 742 de tone material antiderapant și 35 de tone de sare. Electrica Târgoviște ne informează că nu s-a înregistrat până la această oră niciun deranjament la rețeaua electrică și nu au fost semnalate alte probleme deosebite. ANM, Administrația Națională de Meteorologie, a actualizat informarea meteorologică valabilă de mâine dimineață de la ora 4 până mâine seară la orele 22, fenomenele vizate fiind precipitații mixte și depuneri de polei.